Bună ziua, dragii mei! Bună ziua! Stau să-mi fixez și microfonul. Sunt tarotela cu o etalare la alegere experimentală. De, nu chiar experimentală. Ideea este că nu am mai făcut-o niciodată. Sunt foarte curioasă cum o să o primiți. O etalare în care vorbim despre locul în care sunteți voi acum, în această perioadă. Evident că oricând vă puteți schimba poziția. Depinde foarte mult de voi și de munca pe care o depuneți în acest sens sau de lipsa de implicare, evident. Unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală? Haideți să vedem. Sunt tare curioasă. O să încerc să fac astăzi doar 3. Și dacă vă place, mai facem din când în când, poate chiar lunar, mai multe, 4, 5, per și rămâne de văzut. 3, să zicem, numere, cristale. 3 opțiuni, mai bine zis, 3 opțiuni și vă alegeți în ce poziție simțiți că sunteți. Primul este nisipul din Bulgaria. Ia să vedeți mai bine. Piatra neagră. Ia uita ce e superbă. Da? Este superbă. Ia să vă dau mai aproape. Pentru unii dintre voi. Foarte faină. Dar nu știu exact. Parcă așa e zice. Apoi globulețul acesta. Globulețul acesta foarte frumos și el. Ia, îl vedeți? Ce frumoasă culoare. Bine, e prelucrat, dar nu contează. E frumos. Și apoi, al treilea este ametistul. O să vă rog frumos să-mi scuzați manicura, dar eu în continuare vopsesc pereții și între etalări ca să mă descarc eu energetic și emoțional. Mai lucrez, mai pictez, mai pun o tușă pe perete. Uite, de-abia acum puneam și căștile. Ok, acum am auzit în căști. Deci, manicura nu-i făcută, sunt în hainele de lucru, dar rugăciunea a fost făcută, curățarea energetică a fost făcută, m-am și descărcat de ultima etalare pe care am făcut-o. Haideți să vedem. 1, da, 1, ia. 1, 2, 3, da? Vă puneți pauză, eu am amestecat cărțile, sunt foarte curioasă. Ce o să primiți? O să încerc să iau mai puține cărți ca să ne concentrăm pe mesaje mai profunde, să le vedem din mai multe perspective. Okay. Am zis că prima, nu, n-am zis, acum zic, unde sunteți? În ce poziție sunteți în călătoria voastră spirituală? Numărul 1. 4 de spade. 4 de spade. Vă vindecați, dragii mei. Vă vindecați. Ori dă un semn de aer sau cineva cu un marcaj foarte puternic pe semne de aer. Ori de un triunghi amoros, ori de cuvinte grele care v-au fost puse și v-au rănit, v-au afectat mentalul într-un mod negativ. Încă însă toate acestea sunt lecții, lecții ca să vă conectați la spiritualitate, ca să vă regăsiți sabia dreptății, a patra spadă care vă aduce echilibru, cuvântul lui Dumnezeu vă aduce echilibru și în momentul în care vă vindecați mental, poate unii dintre voi chiar și fizic, pentru că noi ne îmbolnăvim când suntem afectați fizic și emoțional, atunci veți fi în stare să manifestați acel as de spade, un nou început care vă dă stabilitate. La capătul setului de cărți, numai cărți de apă și zero, nebunul. Ia uite, lăsați în urmă ceva ce v-a consumat o situație, o poziție, o circumstanță, poate să fie și o relație de familie, poate să fie și o relație de cuplu și un job, ceva lăsați în urmă, pentru că ați avut multe responsabilități, v-ați consumat și am senzația că unii nici n-ați fost apreciați pentru toată implicarea voastră. Vreți să o luați de la zero? Vreți să vă ascultați? Am zis îngerii, intuiția, dragii mei.
Să manifestați dragoste necondiționată, în primul și în primul rând, față de voi și apoi să dăruiți în acest ocean imens de dragoste pe care îl aveți față de omenire, față de voi, în primul rând, că iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, vreți să împărtășiți. Aveți un potențial imens, emoțional, dar și spiritual cu această mare preoteasă. Probabil că unii dintre voi aveți marcaj în casa a 12-a sau casa peștilor. Însă, în acest moment, în această călătorie în care sunteți, treceți printr-o perioadă de, printr-un proces de vindecare. În primul și în primul rând, mental. Încă o dată. Ok. Ce aveți de la înger? Ce frumos! Alege dragostea! Ce am zis mai devreme? Mulțumesc de intuiție! Concentrați-vă pe dragoste! Concentrați-vă pe dragoste! Alegeți dragostea față de voi! Alegeți dragostea! Ia uite! Și ce înseamnă? Cum alegem? Alegem intuitiv! Da, dar este greu să discernem între intuiție, pasiune, emoțiile, mai ales uneori alegem emoțional, nu intuitiv și aici confundăm noi și greșim. Însă concentrați-vă pe dragoste. În momentul în care vă veți concentra pe dragoste față de voi, în momentul în care veți învăța să vedeți frumosul chiar și în cei mai ciudați oameni, ciudați, e un dragonel, se manifestă dragostea. Și în plan fizic, physical touch, și în plan fizic. Pentru că dragostea adevărată vine, la început, în alte planuri. Acolo trebuie să creșteți voi, primarea preoteasă, prin regele de cupe. Acolo trebuie să vă conectați prin patru de spade. Deci acesta este numărul 1. Ce mesaje mai aveți pentru călătoria voastră? În primul și în primul rând, trebuie să vă hrăniți sănătos. Să alegeți o hrană sănătoasă în acest proces de vindecare, pentru că hrana sănătoasă, evident că vă schimbă și vibrația, în primul și în primul rând, alegeți libertatea, dragii mei, libertatea. Libertatea. Sunteți protejați, să nu uit să vă transmit și asta. Ia uite ce frumos. Și am zis bine? Healerul. Adică vindecătorul. Vă vindecați. Vă vindecați și cred foarte mult că unii dintre voi, pentru că am zis unde sunteți în procesul vostru, în călătoria voastră spirituală, în momentul în care învățați să vă vindecați și pe cale naturistă, naturală, prin, mai ales printr-o nutriție specială, foarte atent selectată, în momentul în care începe să vă vindecați, veți reuși să și predați. Am zis că vă vindecați, dar deveniți și vindecător, adică oferiți din învățătura voastră celor care vor experimenta situații asemănătoare și care vor dori, celor care vor dori să vă asculte. Ia să vedem ce alte mesaje mai aveți. Numărul 1. Unde sunteți în călătoria voastră spirituală? Ho-ho! Încă nu manifestați acest început. Este un copil invers. Poate unii dintre voi... Pentru că este prima carte aici, din seria arcanelor majore, deci ei aici sunt mai multe. Prima carte care reprezintă un copil. Interesant mesajul și vi-l transmit. Dacă prima carte reprezintă un copil copleșit de lumină, cartea a venit invers. Voi acum, în acest proces de vindecare, intrați în pântecele astral. Intrați într-un pântece, tocmai ca să vă vindecați. Patru înseamnă casa a patra a mamei, chiar dacă prima carte e cea mai puternică, chiar dacă a venit patru de spade. Acolo vă vindecați mental, spiritual, de niște cuvinte care s-au spus în casă, care v-au afectat. Ce mesaj! Nu doar copilăria, dragii mei, că aici vorbim despre lucruri mult mai profunde decât o etalare personală, da? V-a afectat încă din perioada eventual din alte vieți sau perioada de concepție. Pentru unii, așa s-a nimerit să fie, da. Pentru unii, ăsta este mesajul, că de-aia ați venit și ați ascultat. Aveți copil și aici, într-adevăr. Dar acum simt altfel.
Unii dintre voi aveți puterea de a vindeca copiii cu acest profesorat și vale de cupe și rege de cupe și marea preoteasă. Aveți puterea de a vindeca copiii tocmai pentru că voi, în perioada copilăriei și în perioada concepției și nu doar, și în alte vieți anterioare, ați avut de suferit. Copilăria voastră v-a fost marcată de cuvinte negative. Și pentru mămici care știți, sper să știți, dacă nu, aflați acum, că adesea părinții au tendința să proiecteze pe copii destinul lor sau anumite lucruri, neîmpliniri sau împliniri. Posibil, unii dintre voi, și nu posibil, mai mult ca sigur, așa simt, unii dintre voi, unora vi s-au proiectat anumite cuvinte care v-au afectat mult timp, chiar dacă sunteți oameni maturi, 40 și ceva de ani, unii chiar. Încă vă mai vindecați de acele cuvinte. Un limbaj negativ, o atitudine negativă, care va îndepărta de la adevărata spiritualitate, de marea preoteasă, de adevărata conexiune spirituală. Poate unii ați fost în dogme, dar nu vorbesc doar de dogme, vorbesc, da, pentru că la capătul setului de cărți aveți credința. Credință. Asta trebuie să dezvoltați în această perioadă. Credința se vede și aici la patru de spade. Însă e o credință pe care trebuie să o recuperați, dragii mei, că tot a fost lună nouă, trebuie să o recuperați din viețile anterioare. Și lipsa de credință, momentele de îndoială, de cădere, trebuie să le vindecați din vieți anterioare. Ce mesaj? Acum, alt mesaj și cam gata cu numărul 1. Ia să vedem ce alt mesaj. Vă spun că variază cărțile de la număr la număr. Nu ne pot alege fix în același număr. Ia, asta vreau să se arate. O, ce frumos! Înger de lumină! Asta veți fi în momentul, am zis că veți preda. Veți preda. În momentul în care vă vindecați de acele situații, din copilăria voastră, din precopilărie, din copilăriile altor vieți, veți fi, nu? Un îngeraș. Un îngeraș cu pleșii de lumină. Veți primi inspirație divină în această perioadă, dar, repet, înainte de toate, vindecați-vă de acel trecut. Și când vă veți fi vindecat, când vă veți fi eliberat, eliberat, da? Veți manifesta credință, ia uite, intuiție, marea preoteasă pe care am văzut-o și mai devreme, intuiție, puterea de a gândi, da, ce frumos, de a gândi pozitiv, de a vă gândi sau de a manifesta gândurile luminoase și manifestând, vai, 2 de ași veți manifesta la un moment dat și 10 de apă. Vai, nu mă, lăsați-mă să vă arăt. Dacă a fost așa, a fost să fie, da? Veți manifesta un început glorios, emoțional, în dragoste, asul de apă, pasional, în spirit, asul de foc și 10 de apă, da? Dar trebuie să vă iubiți pe voi, să alegeți dragostea, să vă iubiți pe voi și veți manifesta aceste frumuseți de energii, că n-am cum să le spun altfel. Am zis că veți fi, sau sunteți, într-o formă sau alta, că vă vine să credeți, nu vă vine să credeți, un înger de pe pământ, Earth Angel. Poate unii sunteți în copii curcubeu, pentru că văd un curcubeu, copii curcubeu. Sunteți un pic cam timizi, așa văd această imagine, un pic timizi, un pic neexploatați, în sensul frumos al cuvântului, neexplorați, nu v-ați explorat voi pe voi, urmează, și nici nu v-ați exploatat acest potențial în care voi 5 cu 4, 9. Aduceți spiritualitate în zona în care stați. Eventual, nouă ține de credință. Aduceți credință pe teritoriu pe care vă desfășurați, pentru că e vorba de pământ. Aduceți stabilitate prin credința voastră, prin dragostea voastră. Deocamdată eu zic că e suficient, cam atât. Mă ascultați? Mă ascultați? Unde e microfonul? Stai să-l caut. Ah, uite-l aici.
E suficient, da? Zic eu. Haideți să vedem numărul 2, dacă decalează sunetul, îmi pare nespus de rău, sper să nu, dar oricum trebuie să pun pauză să așez cărțile. Da, haideți să trecem la numărul 2, sper să nu fie întreruperi. Haideți să vedem unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală, un moment în care sunteți acum. Ia să vedem. Ia uite, vreți să vă construiți ceva? Studiați în primul și în primul rând cum să vă construiți. Aveți cavalerul de cupe la capătul setului de cărți, 8, ia uite. Aveți o inspirație, cavalerul de cupe îl văd ca pe o inspirație sau o persoană care vă inspiră cum să construiți, cum să munciți ceva, cum să manifestați și să munciți la această manifestare, ia uite. Să manifestați, vreți să manifestați ceva nou, este o transformare prin muncă, dar există cineva care vă inspiră cu acest cavaler de cupe. Însă voi sunteți în acest moment valetul de monede. Voi studiați pas cu pas aceste posibilități, pentru că fiecare monedă în acel 8 de monede este altfel. Mai multe posibilități de transformare. Vă doriți să vă alchimizați. Interesant. 8 de monede de bâte pentru mine ține de alchimie. Să vă alchimizați, să deveniți independenți, 8 și cu 1, 9. Vreți să deveniți independenți financiar? Vreți să manifestați ceva special cu magicianul. Dar, acum, frumos ar fi să vă lăsați inspirați, pentru că simt că e o altă energie, cavalerul de cupe, o energie apoasă, să zicem, cineva cu marcaj în semnul de apă vă poate inspira în această perioadă. Vă inspiră la maleabilitate, flexibilitate, nu, maleabilitate mai bine. Vă modelează, vă puteți modela în momentul în care vă lăsați inspirați de acest cavaler de cupe. Că o fi bărbat, femeie, nu mă interesează pe mine, voi știți. Cine vă este în preajmă? Vine cineva în preajma voastră. Vine cineva în preajma voastră pentru că eu vă văd pe voi acum valetul de monede. Care a prins o idee, un proiect, o șansă. Proiect poate să fie orice, job, casă, teren, orice. Ține de material, de materie. Și vreți să transformați, asta înseamnă 8 de monede, vreți să transformați acest proiect și să manifestați ceva nou. E ceva ce n-ați mai făcut. De-aia și vreți să studiați, pentru că n-ați mai făcut și știți că vă va transforma întreaga viață. Însă, cavalerul de cupe vine exact cu ce aveți nevoie. Apa care leagă pământul, care modelează pământul într-o direcție, evident, benefică. Mesaje de la îngeri. Ia să vedem ce transmit îngerii. O dată, de două ori. Posibil că aveți mult marcaj pe semnă de pământ unei dintre voi. Oh, be willing to express love. Fii doritor să-ți exprimi dragostea. Dragostea face diferența. Dragostea face diferența. Amândoi, și valetul și cavalerul, sunt mesageri. Și avem și magicianul care îl reprezintă pe Mercur. Și suntem încă suntem în Zodia Fecioare, care este guvernată de Mercur. Este nevoie să vă exprimați dragostea, să exprimați dorința aceasta de a vă transforma, de a construi și de a munci o relație, ceva, voi știți mai bine. Trebuie să exprimați toate aceste lucruri, inclusiv cavalerul de cupe. Mă aduce aminte să vă exprimați, ia uite, e o cupă, e o scoică, scoica seamănă oarecum cu această cupă. Trebuie să exprimați, nu doar lucruri practice sau cum vedeți voi proiectul sau relația sau ce o fi, trebuie să exprimați și emoțiile pe care le aveți. Și, repet, cineva vă inspiră. Eventual, faceți diferența. Dragostea face diferența. Simțiți puternic pentru cineva și vă dați seama că ceea ce simțiți pentru ei, n-ați mai simțit. Asta face diferența între relațiile pe care le-ați experimentat până acum și relația sau situația pe care o experimentați acum. Și din acest motiv, faptul că este altfel, make the difference, face diferența, tocmai această diferență vă alchimizează și aveți doi, ia uite, alchimiști și 8 de monede și magicianul.
Deși ați fost în relații în care n-ați primit cât ați oferit și invers, eventual, dar toate aceste lucruri v-au făcut mai puternici. Însă acum, repet, vă transformați. E un moment de transformare, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Începe să simți, să faceți diferența între dragoste și nevoile fizice. Oh, interesant mesaj. Între dragoste. Aveți și nevoi emoționale, aveți și nevoi spirituale. Și dacă până acum în relațiile pe care le-ați experimentat, acel 6 de monede, ați oferit lucruri practice, faceți diferența că aveți nevoie și de dragoste și să oferiți și să primiți. Nu doar acele monede, ia uite, leadership. Aveți încredere că vă puteți conduce viața eventual într-o nouă direcție, pentru că am văzut magicianul, da? Aveți încredere. Puterea asta arată pe care am văzut-o mai devreme. Aveți încredere că vă puteți conduce viața, că sunteți conducătorii vieții voastre, că sunteți creatorii, interesant, creatorul vieții voastre, că puteți co-crea valetul de monede și 8 de monede și magicianul, puteți co-crea cu universul la această transformare a voastră. Și asta face diferența, că de fapt asta reprezintă și dragoste față de voi și dragoste față de ceea ce vreți voi să manifestați. Asul de cupe sau asul de apă, ce frumos, da? Asul de apă, cavalerul de cupe. Cineva vă inspiră, repet, cum să vă exprimați emoțional, artistic, creativ, da, spiritual, cum să vă exprimați acest foc. Aveți încredere că vă puteți conduce leadership viața într-o direcție în care manifestați dragoste, nu doar nevoia de bani și de stabilitate. Singurul lucru real este dragostea, dragii mei. Începe să vă preocupe și să studiați. Așa am început cu valetul de monede care studiază. Și să studiați această problemă. Unii dintre voi ați încercat să vă... Să mediați între un aspect al vostru mai întunecos și unul luminos. Sau între un aspect care ținea mai mult de energia pământeană, de pasiune, eventual 6 de foc, și alt aspect care ținea de emoții, de spiritualitate. Ați încercat să fiți între, mai ales în relație cu un rege de foc. Însă acum, în ultima vreme, a trebuit să alegeți. Alegeți, dragii mei, acest rege de foc să fiți voi, să fiți plini de pasiune și de creativitate și să nu mai fiți între două direcții, între două situații, că nu degeaba a apărut această poză, ci să le manifestați pe amândouă în echilibru. E o mare diferență. Sper că faceți diferența. Eventual, dacă nu vă dați seama acum, meditați un pic la ce înseamnă asta și rămâne să mai comunicăm prin comentarii, da? Să-mi spuneți ce și cum și să meditați, da? Să meditați la acest as de cupe, această nouă direcție, această nouă dragoste pe care o puteți manifesta. Aveți încredere. Aveți încredere că îngerii, ia uite aici, acum stau și lucrează. Până acum v-au ținut într-o armură, cum apare și la putere, da? Apare puterea în spatele magicianului. V-au ținut într-o armură și greutățile prin care ați trecut v-au întărit. Dar acum puteți să dați armura jos. Că puteți să conduceți cu acest as de cupe, să conduceți din suflet. The Void. Interesant că a apărut The Void. Deocamdată sunteți într-un moment de inițiere cu asul și cu valetul și cu magicianul văd o inițiere într-o zonă. Într-o zonă care ține de intimitate.
de intimitate, de vulnerabilitate, de emoții, dar sunteți într-un punct special în care tot universul a zis, sau de monede, nu degeaba vă zis că vă transformați, vă alchimizați, manifestați ceva nou. Tot universul vostru se transformă. E la, deja la mixer. Da? Și ieșiți parcă din acest vid. Ieșiți și mergeți către lumina asta pentru că aveți asul de cupe. Asta pentru că dragostea face diferența. Asta pentru că singurul lucru real este dragostea. Și, dragii mei, unii dintre voi cu acest cavaler de cupe, cu... Ce ați mai primit aici? Fiți doritor să vă exprimați dragostea? Foarte posibil să simțiți această transformare prin acest nou început în dragoste, emoțional, da? Cu cineva, posibil cu planete în semne de apă, care vă ajută să vă înțelegeți intimitatea dintr-o altă perspectivă. Am zis, până acum ați trăit altfel de relații. În curând, în acest moment, se transformă niște energii în voi și veți trăi o relație intimă, profundă, emoțională, în care amândoi puteți fuziona. 3 și cu 5, ce înseamnă? 8, da? 8 de monede. Și magicianul, o relație intimă care vă transformă. 8 e casa scorpionului, a sexului, a transformării, da? A renașterii. Veți renaște din acest vid. Și vă veți da seama că, de fapt, prin această transformare, această nouă dragoste, aceasta este love make the difference. Aceasta este dragostea care face diferența între ce ați trăit până acum, întunericul sau relațiile plate, și ceea ce urmează să trăiți la un moment dat. Cât de curând. Haideți să vedem. O să încerc totuși să pun pauză. Sper să nu se decaleze sunetul. Acum, în timp ce adunam cărțile, am simțit un alt mesaj. Acest as de cupe, să nu uit să vă zic, înseamnă dragoste față de voi. Dragostea față de voi se manifestă și prin această dorință. Neapte, aveți și niște fantezii față de cineva, visați la cineva. Și la o conștiință că aveți nevoie să trăiți emoțional dintr-o altă perspectivă și asta s-ar putea să o faceți cu altcineva. Deci, acum pun pauză și mă pregătesc pentru următorul număr. Ok, numărul 3. Cei care ați ales ametistul, sunt curioasă ce mesaje primiți. Unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală? Unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală? Oh! 9 de spade. Uf, vă faceți griji prea multe. Prea mult vă luptați. Aici este ego, clar. Vă luptați cu mintea voastră, cu grijile, cu situațiile și nu este bine. Trebuie să vă ascultați, dragii mei, să vă ascultați intuiția, să creșteți, dar toate sunt ca să învățați, evident. Pentru că 9 ține de casa 9 a lui Jupiter, a învățăturii. Învățături profunde. Nu e Mercur care vine cu informații, nu. Sunt învățături profunde. Suferințele acestea sunt lecții, dragii mei. Unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală? Deocamdată vă faceți griji. Și nu-i bine. Nu-i bine. Cu cât vă faceți griji, cu atât vin și mai multe gânduri. Sunteți defensivi unii dintre voi? Pentru că ați fost răniți, pentru că ați fost învățați într-o energie. Așa mi-arată cărțile. Vă place, nu vă place, așa arată cărțile. Ați fost învățați într-o energie în care trebuie să vă luptați tot timpul. Pentru pasiunile voastre, pentru copii, pentru soț, pentru familie, dacă sunteți soți și soții. V-ați obișnuit să luptați, da? Aici este. Și în spatele împăratului este Marea Preoteasă. Este un turn. Da. Este un turn care vine. Deci o trezire spirituală, așa văd aceste cărți, că acum le citesc altfel. O trezire spirituală care vine brusc. Nici nu v-ați așteptat. Unii dintre voi, posibil că aveți
Unii, nu toată lumea, marcaj un berbec sau un taur, că am văzut și, și regele de monede și văd și valetul de bute. Dar v-ați manifestat din punct de vedere sexual într-un mod, vă place, nu vă place, destul de imatur. Pentru că sexualitate, evident, vorbim de sexualitate pentru că aveți un valet de bâte. Sexualitatea vă poate crește spiritual și până acum nu ați manifestat aceste lucruri cu acest turn și Marea Preoteasă, cu această energie trăsnet, o trezire trăsnet a intuiției voastre, vă dați seama că trebuie să trăiți altfel, să vă transformați și în sensul nu vorbesc de opt de transformare, vreți să vă spiritualizați viața. Și vorbim de pat, da, este un pat, în patul ăla se pot face multe, poți să visezi, poți să stai la pat bolnav sau poți să faci, da, dragoste. Dacă până acum unii dintre voi ați experimentat dragostea mai mult fizică, fizic, egotic, vă place, nu vă place, asta e adevărul. 7 și cu 1 vă pune în postura să vă transformați și acest mental 8, da? Am vorbit de 8, apare și 8 într-o formă sau alta. Însă, până atunci vă faceți griji. Vă faceți griji. Vă faceți griji pentru creșterea voastră spirituală? Oare ar fi bine? Dar creșterea vine și cu griji, și cu probleme, și cu bucurii. Toate sunt lecții spirituale. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin, cum se mai leagă mesajele. 9 de spade. Unde sunteți voi în călătoria spirituală? Sunteți într-o situație destul de neplăcută. Dar știți bine că atunci când este mai greu, atunci sunt mai mulți îngeri lângă noi. Atunci sunteți mai înconjurați de divinitate sau mai aproape de divinitate. Ia uite. Fi doritor, exprimă dragostea prin cadouri. Exprimă dragostea prin cadouri. Și întoarceți inima către lumină. Întoarceți inima către lumină. Chiar dacă simți că ești în întuneric acum, numărul 3, întoarceți inima către lumină și exprimați dragostea prin daruri. Acum că sunt daruri fizice, cum v-ați obișnuit la un moment dat să oferiți, că sunt daruri spirituale, că vorbim de un nou, că e o înțelepciune pe care o căpătați, iar încercați să împărtășiți. Pentru că dacă nu împărtășiți, rămâneți singuri și asta vă doare. Singurătatea. Ha, așa simt. Singurătatea vă doare. Vă dați seama că v-ați îndepărtat de anumite potențiale, de anumiți oameni, în dorința voastră de a cuceri 7 de bute și acum. Sau de a vă lupta cu cei care v-au provocat la luptă. Sunt unele lupte, unele bătălii care nici nu merită băgate în seamă, adică, ce vreau să spun, sunt unele bătălii care merită pierdute ca să nu pierdeți întregul război. Nu vă consumați pe energiile care nu merită. Unde sunteți voi în călătoria voastră spirituală? Ia uite, vorbiți cu îngerii, dragii mei. Am zis că a apărut trăsnetul și Marea Preoteasă, nu degeaba o fi zis, da? Și m-am oprit acolo. Vorbiți cu îngerii, sunteți foarte sensibili, foarte sensibili în această perioadă. Faceți yoga, dragii mei, mai ales că a apărut 9 de spade. Prin yoga vă eliberează toate aceste gânduri. Prin yoga reușiți să vă conectați la o rețea mult mai sensibilă, la mesajele care vin de la îngeri, dragii mei. Da? La mesajele acestea. Vindecați-vă, am vorbit de vindecare de boală. Vindecați-vă energetic, asta e, 9 de spade, vindecați-vă energetic, faceți yoga, conectați-vă la altă energie și, repet, vorbiți cu îngerii voștri și exprimați dragostea prin cadouri, prin cadourile pe care, prin talentele pe care le aveți. Fiecare are un talent, da? Cel puțin unul, dacă nu mai multe. Cel puțin unul. Ia uite ce zice, ce zice, știți engleza unii, da? Decât să vă îngrijorați ca să faceți aici, mai bine ați cere sfat de la divinitate, da? Decât să vă îngrijorați, ia uite, pentru stabilitatea voastră, pentru aia, pentru aia la altă, ia uite împăratul, da?
decât să vă îngrijorați cum să luptați cu X, cu Y, cum să faceți cu tare, cum să vă mențineți stabilitatea, cum să vă protejați copiii, cum să vă exprimați, eu știu, atracția pentru unii și pe alții, mai bine, ce face Marea Preoteasă? Își întreabă divinitatea îngerii, vorbește cu ei, nu citește nici în cărți, pur și simplu își întreabă. Talk to your angels, asta face. Și în momentul în care întreabă, vine și inspirația. Ca un trăsnet. Sparge toate construcțiile mentale. Construcții mentale sunt aici. Le sparge. Interesant. Interesant. Am zis că ce mai aveți aici? Mesaj pentru numărul 3. Unde sunteți în călătoria voastră? Iată. Ce frumos! 7 de monede. Am zis că unii aveți aspecte în... Asta e călătoria, ce frumos, journey. Face parte din călătorie. Acest moment face parte din călătorie. No worry. Da? Nu vă mai îngrijorați atât. Adică nu vă mai îngrijorați. Face parte din călătorie. Că e cădere, că e ridicare, asta e. Vai, ce frumos și ce fior am. Puh, și ce mă bucur. Momentul în care lăsați grijile, vă întoarceți inima către lumină, ce faceți, dragii mei? Fu și ce fiora! Primiți binecuvântările divine. Vedeți cartea? Ce superbă e? Nouă, tot nouă. E altfel de nou. Manifestați spiritualitatea dintr-o altă perspectivă, emoțională, spirituală. Sunteți copleșiți de daruri. Ia uite, dragii mei, de daruri divine. Exprimați-vă dragostea prin daruri. Și darurile divine care vă sunt date, inspirație și daruri, vă ajută să vă exprimați dragostea pe care o simțiți față de voi, de care nu trebuie să uităm never ever niciodată, dragostea față de voi și apoi dragostea față de ceilalți. Și dacă am văzut mai devreme împăratul, apare și împărăteasa sau mama. Dar cu răbdare, unii dintre voi veți fi, că e 7 de monede, 7 luni, să zicem. Poate în nu poate. Sigur, pentru unii 7 luni de zile veți experimenta această postură și de mamă sau dacă nu de mamă, de energie feminină divină. Chiar dacă sunteți bărbați, energia feminină divină este o energie maternă, evident că așa arată și cartea. Este o energie generoasă. Dacă împăratul este protector din punct de vedere fizic și financiar, energia maternă este protectoare din punct de vedere emoțional și spiritual. Cu răbdare, vă veți transforma, dar repet, interesant cum se arată cărțile. Nu-i așa că seamănă? Vindecați-vă energetic și apar, ia uite, binecuvântare, lumină deasupra voastră, da? Și lucrați cu chakrele, cu răbdare, că asta înseamnă 7 de monede, răbdare. Investiți energie, nu în griji, dragii mei, în ce investiți energia în care, sau... Acolo unde vă puneți energia, acolo se manifestă energia. Dacă vă puneți energia în griji, se vor manifesta grijile. Și uite așa vă îmbolnăviți. Nu, puneți-vă energia în vindecarea voastră, de la prima chakră până la ultima. Și uite așa creșteți, că asta înseamnă mama, creșteți. Dar e interesant că în aceste de cărți, scuzați-mă, mama are numărul 4, 4, casa a patra. Și n-au fost proști când au făcut aceste de cărți, da? Casa a patra. Dacă mai devreme în casa a patra era o energie masculină, învățați să manifestați în casă, că sunteți cu chirie, că aveți casa voastră, că sunteți cu părinții. În casă înseamnă multe. În casa voastră emoțională și spirituală, învățați să manifestați nu împăratul, ci împărăteasa. Că de fapt, acolo ar trebui să fie. Împărăteasa. Împăratul ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, în casa 10. Dar, pentru că nu e loc pentru toate, fiecare au fost făcute într-un anume fel. Cu răbdare. 7. În 7 luni, în 7 săptămâni. Hai să zicem și în 7 zile, dacă avem timp să facem și luna viitoare, vedem cum vă schimbați energiile și cât s-a schimbat în acest proces de vindecare. Sunteți foarte sensibili.
Sunteți foarte sensibil, vorbiți cu îngerii voștri și cu energia divină feminină. E energia feminină care vă ghidează și vă inspiră. Marea preoteasă și mama. Ia să vedem ce alt ghidaj mai aveți. Ia, curățăm cărțile. Numărul 3. Cei care ați ales ametistul. Unde sunteți în călătoria voastră spirituală? Veți manifesta puritate, eliberării de gânduri și de griji, îmbrăcată în alt, o energie pură. Trebuie să manifestați, trebuie să manifestați. Becoming. Sunteți într-un moment de transformare, devenire. Sunteți în devenire. 3 cu 4, 7, iar 7. 7, 7 de monede. Sunteți un moment de devenire. Și momentul în care vă lăsați vindecați și inspirați de mama divină. Interesant că am văzut marea preoteasă. Că până să deveniți voi mame, pentru unii, poate să mai dureze. Sau pentru cei care v-ați obișnuit să manifestați energia masculină, până vă veți învăța să vă bucurați măcar și să apreciați energia feminină sau să o manifestați. Iar mai durează 7 de monede, răbdare, transformare, la la la. Dar în primul rând vorbiți cu îngerii, vorbiți cu energia divină, feminină, cu mama divină, dragii mei, cu Fecioara Maria, cu Shakti, cu cine vreți voi energia feminină divină. Și deveniți, becoming, ceea ce trebuie să deveniți. Și veți descoperi, acum deocamdată este mesajul că trebuie să vă vindecați și să vorbiți, da? Ce aveți îndrăgostiți? La capătul setului de cărți. Vă veți atrage și dragoste, vă veți atrage și partenerul divin, că am văzut și împăratul și urmează și apare și împărăteasa. Vă veți atrage și partenerul divin. Dar unii dintre voi, foarte posibil, pentru că acum a apărut mesajul, acum îl transmit de azi, foarte posibil că sunteți îngrijorați și din cauza unei povești de dragoste. Și dacă veți manifesta o poveste de dragoste nemaipomenită, dacă veți fi iubiți, dacă sunteți iubiți, vă faceți griji unii dintre voi. Și vă faceți griji pentru că aveți o nesiguranță. Evident că nu-ți faci griji când ești sigur. De-aia sunteți defensiv, de-aia apare și 5 de, ia uite, da? Vă faceți griji într-o poveste de dragoste. Dar, dragii mei, nu vă mai faceți griji. Ia uite, becoming, deveniți și separați. Becoming de două ori. Becoming e aici. Becoming. Deveniți voi. Transformați-vă separat. Și în momentul în care vă transformați voi, se transformă și povestea. Becoming together. Ce frumos. Și am zis de Shakti. He, he. Mersi, intuiția mea. Am zis de Shakti. Ia uite aici. Mama divină, Shakti, da? The Breaking, turnul care a apărut. Vi-l arăt ca să le vedeți, nu ziceți că inventez, nu, nu? Și ne-am spus înainte să apară, da? The Breaking, turnul și Marea Preoteasă. Aia e, Shakti. Shakti înseamnă foarte multe. Poate să fie și... Mama poate fi feroce și poate fi și blândă. Depinde de situație. Dar am zis mai întâi, deveniți voi ca să devină sau să deveniți împreună în această poveste. Becoming together. Ca să vă atrageți. Pentru că sunteți. Sunteți, măi, voi sunteți legați de un suflet. Atrageți-l. Dar atrageți-l pe cel corect, pe cel luminos, pe cel valoros, că e o perlă aici. Da? Este o perlă. Perla se transformă prin suferință. Perla se construiește, apare, da? Se creează prin suferință. Toate lucrurile sunt date pentru creșterea voastră. Și în momentul în care învățați să exprimați dragostea față de voi prin darurile divine, prin dragostea față de ceilalți, prin darurile pe care le primiți la un moment dat, pas cu pas, încet, încet, vă atrageți acest suflet special, care este doar pentru voi. E pus deoparte, dragii mei, este pus deoparte. Și am zis că face parte din aceste binecuvântări. 10 de cupe? 9 de cupe. Am avut impresia că e 10. Dar, ce înseamnă nouă de cupe? Înseamnă dragoste față de voi, vă lăsați copleșiți de energia divină, feminină, da? Parcă și seamănă oarecum. Sau seamănă ca și o fică, ca și când ar fi fica acestei mame divine. Și în momentul în care vă lăsați protejați și inspirați de această mamă divină, vă apropiați de ce? De 10, de cuplul.
divin de cele două suflete, de acești îndrăgostiți. Okay. Beloveds becoming together. Scribul și regina de aer. Aveți probabil că marcaj însemne de aer unii dintre voi. Balanță, vărsător și ce mai e? Gemeni. Marcaj însemne de aer. Eu vorbesc despre voi, nu despre cine cu cine experimentați sau vă trăiți voi viața sau fanteziile. Vorbesc de voi. Marcajul vostru de aer vă pune în postura asta, dacă voi fi clară, da? Planetele pe care le aveți în semnele de aer, Mercurul, pe unde l-aveți voi, Uranusul, pe unde l-aveți, că am văzut și trăsnetul, și Martele iară, astea vă pun în postura asta despre care am tot vorbit. Dar face parte, dragii mei, din călătoria voastră spirituală în care veți învăța să deveniți eroi vieții voastre, the hero, să manifestați pasiune. Și nu la modul egotic, repet, e eroul care se salvează și care îi salvează și pe alții. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. Sper că am fost clară, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, exprimați-vă dragostea, plăcerea și spuneți-mi, mai facem? Și data viitoare? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!